Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Ultimate Custom Night, unde astăzi încercăm să batem ultimul challenge, mai exact este 3. Nu știu ce să zic despre acest micuț challenge, care este foarte dificil, într-adevăr. Nu știu dacă reușesc să-l termin astăzi, nu știu dacă reușesc să-l termin episodul de astăzi. Știu că așa zic mereu la challenge-urile anterioare, dar acesta pur și simplu pare dificil, dar totuși nu știu dacă vreau să pun episodul dacă nu termin challenge-ul. Habar n-am, rămâne de văzut, oricum, este un challenge la care mă voi chinui mult, asta e clar. Totuși, sunt curios dacă va fi mai dificil decât Old Friends, pentru că asta a fost incredibil de enervant. Oricum, challenge-ul acesta ne va pregăti oarecum pentru challenge-ul 50-20. Rămâne de văzut dacă vrem să ne chinuim neapărat să-l batem sau nu. Ok, hai să ne uităm prima dată cu cine avem de-a face. L-avem pe Bonnie și Foxy, da? Foxy când apare trebuie să te uiți la el, Bonnie când apare nu trebuie să te uiți la el, altfel îți întrerupe camera, nu te mai poți uita pe camere, să zicem așa. Trebuie să spui masca pentru ăștia doi care sunt pe dificultatea 5, deci nu o să fie mare șmecherie. Mangle tot așa pe dificultatea 5, deci o să fie ușor cu vent sistemul, nu se mișcă foarte repede, cam asta e ideea. Ăștia doi tot pe dificultatea 5, deci vor apărea mai rar. Ăsta e pe dificultatea 20, care apare în birou și trebuie să îți pui masca. Și ăsta e tot cu masca. Ba nu, ăsta vine prin air vent, de pe dificultatea 5. Ăștia doi îți apar pe cameră și te sperie dacă nu închizi repede camera sau schimbi pe alt monitor, mă rog, altă cameră. Ăsta trebuie să-i cumperi jucăria. Nightmare Ion îl urăsc din tot sufletul și din toată inima mea, dar presupun că va trebui să găsim o modalitate să trecem peste el. Nightmare BB trebuie să pune lanterna când este în picioare, dacă e jos și pune lanterna moare, dar este bine pentru că este doar Nightmarion și nu e tipul ăla care... Sau e? Habar n-am care... Ăsta era? Da, ăsta era. Nu e în combinație cu ăsta, ceea ce e perfect. Nightmare Freddy sunt acei... Sunt aia micuți și trebuie să dai cu lanterna să ții mult până dispar toți, se cumulează și când se strâng vreo 5 sau ceva de genul te omoară ăsta și te cam încurcă pentru că e ăla în stânga și ăla în dreapta și uneori dacă dai în dreapta când ăla stă jos îl omori din greșeală. Cred că știți la ce mă refer dacă v-ați uitat la episoadele anterioare. Deci e bine că e doar Nightmare BB, asta încerc să zic. Trebuie să apeși C aici. Este doar tipul acesta care trebuie să-i cumperi bănuții și va trebui să cumperi 20 de bănuți, mi se pare, sau 15, pentru că e pe dificultatea 20. Circus Baby nu e, Ballora nu e, deci nu trebuie să învârtim de șmecheria aia. Nu este nici... Oh my god, care era... Care era animatronicul ăla care trebuia să asculti dacă mai face zgomot și dacă nu face zgomot să schimbi melodia? Nu mai știu. Asta? Asta era. Chica. Ah, și nu e Chica, e perfect, ok. Ăștia de la dreapta la stânga, 1, 2, 3, 4, 5, sunt toți în duct system. Trebuie să ne apărăm puțin de ei, mai ales de elefantul ăsta, că e pe 20, dar și tipul acesta, mă rog. Mă rog, mă rog, mă rog. Un Happier's Junior Office, trebuie să-i căutăm chitara astuia. N-am dat niciodată de el, s-ar putea să mă omoare prima dată când apare, pentru că nu știu care e faza cu chitara. Rockstar Freddy, trebuie să îl încălzim. Ăsta nu face nimic. Enard, n-am jucat niciodată versus Enard, mi se pare. Ba da, uite, am jucat aici, dar nu știu ce face. Difficult to see on the vent radar. He will make his way toward your office. Listen to the sound. Ah, îl știu. Da, 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 da. Face un sunet și trebuie să închizi repede, altfel te omoară. Rockstar Chica trebuie să pune semnul la chipul de audă. Rockstar Foxy, deci să ține minte să nu dăm click pe Rockstar Foxy, pe pasărea lui, că ne omoară. Ăsta face muzică, face zgomot. Dacă noi facem zgomot și ne omoară. Ăsta face, bagă niște reclame și Funtime Chica ne apare. Ah, Lefty mă enervează. Trebuie să pornim Global Music-ul ca să-l oprim pe Lefty. Și ăsta ne sună non-stop. Pff, îmi trebuie cred că minim 2-3 ore. Doar ca să mă obișnuiesc cu challenge-ul, nu să-și termin. Hai să încercăm. Ok. Bun. Nu știu exact cum vreau să încep. Nu cred că ne omoară nimeni dacă e cald aici, nu? Cred. Ok, deci ăsta aici. Trebuie să strângem repede bani. Ok, n-avem voie acolo. Jesus Christ. Da. Da. Ce pot să mai zic altceva? Nightmare Ion, îl urez din suflet. Mă enervează la culme. Ok. Hai să vedem. Ăsta e aici, nebunul.
S-a blocat, ce n-ai rău. Se ridicase la în picioare deja? Mă gândeam în altă parte, mă gândeam că trebuie să mă uit în vent system și în duct system. Deci vent sistemul nu pare să fie prea periculos, ăștia sunt pe dificultate mică. Însă duct system o să-l facem așa. Să facem ceva de genul acesta. Come on! Nu-l văd pe ăla când se ridică în picioare. Ce neba se întâmplă? Unde ne mai mă ăla? Nu-l văd eu? Ai ascuns după tipul ăsta, mă! Oh my god, e și mai dificil acum. Oh shit, boys. Se vede că nu m-am mai jucat pentru că m-am mișcat prea încet, știi? Ok. Mut. M-am omorât, abia acum văzusem. Deci tipii ăștia se mișcă repede în duct system. Oh. All right. Nu știu cum vreau să... Unde vreau să deschid duct sistemul aici și să fac așa? Se poate. Ok. Tu calmează-te. Să se oprim asta. Ah, come on. What the fuck is going on? Flash that light on the wand. It can't save you now. Boo! E nebunie! Oh my god. Nu pot să dau cu lanterna? Interesant. Ah. Ok. Oh, come on. Bă, băieți. Ce naiba se întâmplă? Pe bune, vine și Didi. What the hell? Don't you hate getting killed by obscure secondary characters? Oh, Doamne sfinte, ce se întâmplă? Două noapte și credeți-mă că nu știu ce se întâmplă. Holy shit, dude. Challenge-ul ăsta e insane. Deja devine ca 50-20. Gen 50 de animatroni și pe dificultatea 20. În ideea că nu te prea poți plimba pe cameră cum obișnuiam să o fac. Adică nu poți deschide tableta și să te uiți pe cameră ușor, să ai totul sub control. Pentru că sunt prea multe chestii care se întâmplă deodată. Așa că trebuie să controlezi, trebuie să-mi intru într-un ritm cu o strategie diferită față de strategia pe care am folosit-o la toate celelalte challenge-uri. Cam asta e ideea, ne trebuie ceva diferit. Trebuie să campez în bază, cred, dar nu știu cum să fac asta. Stai să ne gândim. Deci facem o dată așa. Și îl culcăm pe ăsta. Oprim aici și pornim generatorul. Dacă stau eu așa, ce se va întâmpla? Aia e întrebarea mea. Dacă efectiv nu fac nimic. Corect? Și doar aștept. Așteptăm să se dea restart. Ok. Vom face așa. Ne omoară. Cred că trebuie să închid și ușa din dreapta. Ok. Îl oprim pe ăsta. Prin reclama. Dăm mut. Oprim generatorul. Foxy e iar aici. Vom aștepta puțin. Pe generator. Ok. Pleacă și ăla. Dăm aici mut. Închidem iar tot. Pac. Vine ăla iar. Foxy e iar pe masă.
L-am schimbat cu Bonnie, dar avansa puțin Foxy. Trebuie să închidem iarăși tot. Ok, trecem pe generator. Și nu știu dacă mă ajută strategia asta, dar funcționează cât de cât. Ia să vedem, mai punem și muzicuța. Îl oprim pe ăsta din... Ok. Înțelegeți ce fac? Ok, trebuie să se culce. Stau să ne omoare Foxy, pentru că am avut ghinion și a venit prea devreme. Da. Cam asta e strategia? Ne-a adus la ora 2? Cam asta e strategia pe care o folosesc și la 50-20, numai că e mult mai avansată. Nu mai am... Mai sunt câteva chestii de făcut și trebuie făcute mult mai bine. Eu abia acum încep să folosesc tehnica. Patru dimineața. Destul de aproape. Come on. Thank you for depositing 5 coins. Thumbs up for me, boys. Mamă, ce-mi bătea inima. Oh my god. Oh my god. Nu-mi imaginez cum le bătea inima persoanelor care erau la 5 dimineața și gen mai erau 10 sau 20 de secunde pe challenge-ul 50-20. Ok. Cred că o să-mi zboare inima din piept când văd 5 AM acolo la 50-20. Wow, ce challenge, ha? Ce challenge. Chaos 3, joc complet terminat, Ultimate Custom Night. Avem vreun intermission special oare pentru Chaos 3? Come on, give me something. Măcar pentru atât merit un cutscene nou. Același... Basketo, bățchetatu... Basketo, știi ce basketo? Alt F4, instant am dat. Cam dezamăgitor, mi-ar fi plăcut mai multe cutscene-uri de genul acela, dar au fost doar 2 sau 3 sau ce... Mi-ar fi plăcut mai multe. Steluțe de sus până jos, băieți. Thumbs up. N-ai mă cum. Am rupt jocul ăsta în două. Chaos 3 a fost într-adevăr noaptea care a necesitat o strategie diferită datorită faptului că încep deja să fie prea mulți animatronici, începe să fie prea mult haos și nu faci față, efectiv este foarte dificil să joci jocul, nu știu dacă legit sună bine, pentru că am jucat legit și acum, însă este prima dată când efectiv ne izolăm în camera noastră. Și încercăm să terminăm jocul fără să mai ieșim, fără să colectăm bani. De exemplu, tipul acesta necesită să-i cumperi jucăria și să jucăria de pluș când apare și el nu te mai atacă. Am jucat altfel. Am zis, băi, n-avem timp să ne ducem să strângem bani, da, pentru jucărie, așa că nu o să mai ieșim din biroul nostru, nu ne mai uităm pe camere. Ne uităm pentru o foarte scurtă secundă doar ca să dăm restart.
în așa fel încât tipul acesta devine inutil, nu ne mai atacă sub nicio formă. Un mic sfat pentru cei care joacă Chaos 3, mă împiedica foarte tare animatronicul acesta deoarece mă omora de fiecare dată și nu înțelegeam de ce. Nu înțelegeam cum naiba trece ăla pe 50-20 și nici măcar nu cumpără jucăria animatronicului. Și nu înțelegeam, eu n-o cumpăr și tot mă omoară, știi? Și ideea e următoare. Când joci, de fapt stai, hai să scotem tot. Când joci, m-ați văzut ce strategie aveam, da? Deci eu țineam camera, asta e tot ceea ce contează. Trebuie să ții camera pe asta, pe 0-2, non-stop. Deci indiferent dacă te uiți pentru o milisecundă, el nu te poate ataca. Doar ca să dai restart, tipul acela devine inutil, nu mai poate să-ți facă absolut nimic, nu trebuie să te duci să-i cumperi jucăria, da? Doar pentru că ții camera aici, pentru că aici apare el. Aici nu l-am văzut să apară. Doar aici, cred? Habar n-am. Dar știu că dacă ții camera aici, efectiv, nu te omoară niciodată. Bun, și asta a fost un sfat destul de bun. Dar în rest ați văzut și voi ce am făcut. Nu mare lucru, efectiv închideam ventul acesta și ușa din stânga. Ușa din dreapta n-am închis-o niciodată. Și când apărea warning-ul acela, așteptam să se facă foarte târziu, se întunece aproape de tot ecranul, să nu mai ai niciun pic de timp. Apăsam pe 3, să pornesc căldura, pac, restart și așa. Și deschideam ăsta. Momentul în care pornești căldura, știți foarte bine că nu te poate ataca niciun animatronic din Duct System. Adică sunt degeaba ăștia, pentru că ei rămân aici și nu te atacă decât când deschizi tableta. Iar dacă tu, când deschizi tableta, ai apăsat hitter-ul, ei automat sunt trimiși în spate și tu cât timp te uiți pe tabletă, dai restart și te întorci la loc, scoți de pe hitter și ei se întorc la loc și tot așa. Înțelegeți ideea? Adică nu e o strategie foarte complicată. Este aceeași strategie pe care o să o aplicăm și la 50-20. Chiar aș aprecia dacă ați apăsat butonașul de like și chiar vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați apreciat seria aceasta de-a lungul episoadelor. A fost un joc foarte distractiv. Am înțeles că este ultimul joc din partea lui Scott, care nu cred că va mai face jocuri FNAF sau ceva de genul. Poate vom mai încerca jocuri FNAF făcute de fani, dar altceva nu. Eu, în general, am jucat doar jocurile lui Scott când a venit vorba de FNAF. Păcat că nu mai are... Ci că lucrez deja la un joc sau ceva de genul. Nu știu ce va fi. Poate va fi tot în stilul FNAF. Personal, mi-a plăcut seria aceasta de jocuri. A fost foarte challenging și sunt mândru de mine că am reușit să completez challenge-urile acestea. Adică... M-am chinuit și mi-a și făcut plăcere și cred că sunt un jucător destul de decent de Five Nights at Freddy's. Dar oricum nu e un joc foarte greu ăsta, adică dacă te chinui puțin, cred că oricine poate să treacă, adică nu e mare chestie. Oricum, vă mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne vom vedea data viitoare. Pa!